Gala Itzibitzii, lideri pentru lideraș. La categoria Incluziune Socială, unul din liderii anului 2023 este Cristina Chiriac, președinta CONAF și inițiatoarea proiectului național Pactul pentru Tineri, cea mai amplă coaliție de forțe pentru reducerea abandonului școlar cauzat de sărăcie, consum de substanțe, maternitate juvenilă sau bullying. Cristina Chiriac este președinta CONAF și unul dintre liderii anului 2023 în Incluziune Socială. Cristina Chiriac este inițiatoarea programului național Pactul pentru Tineri, cea mai amplă coaliție de forțe pentru reducerea abandonului școlar cauzat de sărăcie, consum de substanțe, maternitate juvenilă sau bullying. Dând dovadă de multă determinare, Cristina și echipa sa au obținut rezultate importante în ultimii 2 ani, precum înființarea Comitetului Interministerial pentru Combaterea Abandonului Școlar și organizarea de dezbateri publice județene. Doar în județul Iași, aceste dezbateri au contribuit la reducerea cu 35% a numărul elevilor care abandonează școala în decurs de un an. De asemenea, prin campania de conștientizare Clasa M, Clasa Mamelor Minore, echipa CONAF a făcut posibilă instituirea primei burse pentru mamele minore, fiind prima dată când o mamă minoră din România primește sprijin de la stat pentru a continua școala ca urmare a unei inițiative de PR. Nu în ultimul rând, Cristina și echipa sa au făcut posibile modificări legislative importante cu privire la actul sexual cu un minor, mediatizate ulterior ca mesaj de interes public. Gala Itzibitzii, lider pentru lideraș. Itzibitzii.